Bună ziua, sunt Robert Stănciulescu și de astăzi am început să reiau videotutorialele Excel după o pauză cam lungă, dar le-am reluat pentru că am refăcut site-ul, am dat drumul la cursurile Excel și am lucruri interesante să vă spun. Astăzi o să vă arăt o facilitate extrem de interesantă a Excel-ului pe care am descoperit-o acum ceva timp. Haideți să vă și arăt. Am un Excel pornit aici. E o facilitate extrem de interesantă pentru că vă ușurează munca la unii dintre dumneavoastră. Putea ca unii care sunteți foarte familiarizați cu modul în care lucrează Excel-ul pe varianta normală să nu fiți foarte încântați de această facilitate. Dacă mai auziți niște zgomote pe aici, sunt mulți ani mele care se joacă, nu vă impacientați. Așa cum observați în sheet-ul ăsta de Excel, pe coloane nu mai avem litere. Avem numai cifre, la fel ca pe linii. Dar pe linii e normal, suntem învățați în Excel ca pe linii să avem cifre, iar pe coloane să avem litere. Așa cum vedeți aici, nu mai avem litere, ci avem cifre. Nu e stricat Excel. Nu s-a stricat, pentru că atunci când eu am descoperit chestia asta, am avut senzația că s-a stricat și că e ceva stricat în el. Nu e nimic stricat în el, e o facilitate pe care o oferă și care e foarte utilă în anumite situații. Bun. Hai să introducem niște date aici, 3 și 4. Și aș vrea ca în coloana 3, aici, nu o să-i mai spun coloana C, că nu e C, ea e 3. Și Excel o vede ca și coloana 3, nu ca și coloana C. Aș vrea să fac suma lor. Deci, la fel ca într-un Excel normal, îi zic egal ăsta plus ăsta. Și rezultatul adunării, rezultatul operației matematice este 7. O să fac click pe coloană, pentru că vreau să vă arăt în bara de formule cum arată formula. În mod normal, într-un Excel în care coloanele ar fi fost cu cifre, nu cu litere, nu cu cifre, pardon, operația asta matematică ar fi arătat A1 plus B2. Aici nu mai este așa, ci este RC-2 plus RC-1. Adică face referire la coloana de la care am plecat, mă duc două coloane înapoi și după aceea mă duc o coloană în spate. Dacă ar fi fost să mă duc în față, ar fi fost RC plus 2, RC plus 1, în partea dreaptă. Dacă ducându-mă în partea stângă, adică în partea stângă a coloanei, așa cum e aici cu minus. E o facilitate extrem de interesantă și extrem de utilă. O să vă povestesc într-un filmuleț viitor de ce este utilă și cum o puteți folosi și de unde vine facilitatea asta, pentru că ea are și o istorie în spate. Acum v-am arătat-o ca o curiozitate și ca o chestie interesantă pe care Excel o știe. Și dacă cumva vedeți un Excel care are, în loc de litere, are cifre pe coloane, vă speriați că nu e stricat. Asta am vrut să vă spun cu filmulețul ăsta. Aș vrea să vă arăt acum și cum arată nou site Excel Specialist, în cazul în care nu l-ați văzut. Asta este excel-specialist.ro, eu l-aveam deschis. Am pus o parte din vechile tutoriale video și alte articole care mi s-au părut interesante la momentul ăsta. O să reiau tutorialele video, așa cum v-am spus, astăzi e primul pe care îl fac după o lungă perioadă de timp. Am deschis și cursurile de Excel pe care le organizăm. Sunt două module. Modulul 1, în care mergem până la varianta de avansat, utilizare funcții care sunt foarte utilizate în mod normal, și modulul 2, în care mergem până la varianta de mediu către avansat. O să fac o rectificare. La modulul 1 am spus că mergem până la varianta avansat, mergem până la varianta mediu, care utilizează funcții care sunt foarte utilizate. În modulul 2 mergem varianta mediu către avansat, adică utilizăm funcții mai complexe, funcții în funcții, pivoți, grafice. Învățăm să facem analize pe pivoții respectivi. Se țin în mai multe orașe din țară. Dacă intrați aici pe cursul conferințe și seminarii, o să vedeți că sunt toate detaliile despre care aveți nevoie. Aveți și 19% discount folosind, dacă alegeți cele două module și folosind codul de aici. Discountul total este de 19%. O să modific aici numai până în 8 septembrie, este până în 15 septembrie valabilitate. Discountului, deci îl puteți folosi fără niciun fel de problemă.
Cam atât pentru azi. Mulțumesc și te aștept în continuare să vezi videotutorialele, pentru că sunt interesante, și te aștept la cursuri. Vei avea foarte multe de învățat de acolo. Sunt mult mai utile decât videotutorialele astea.